Ei, salutări, salutări! Astăzi vreau să vă arăt cum băiam un par de bere. Nemaipomenit, ia uite-le ce brumat e. Băi, glumeam. Vreau să vă arăt cum se face cea mai ieftină prăjitură și foarte bună, frate. Foarte, foarte bună. Deci, pentru început, stai așa să întorc camera. Deci eu mi-am pregătit totul aici. Am așa, am 150 de grame, 200 de grame de unt, 150 de grame, 200 de grame de zahăr, miere, niște fructe de-astea confiate, ovăz, în jur de 200 de grame, o oală care stă la încins, hai să o dăm pe maxim, și mai avem aici o tavă de iena, sau cum îi spune la asta, de-aia de iena, așa știți voi, cu niște hârtie de-aia de copac, pe care am presărat niște ulei, așa, nu știu dacă se vede, de colo-colaș, pac, pac. Bun. Stai așa să întorc camera invers acum. Așa, mă, frate. Prind aici, pui untul, tot untul. Tot untul, îl pui la topit. Pac. Mamă. Incredibil, uite cum se topește. Ia uite-l cum se topește. Superfiță, garofiță. Așa. Este unt. Pui sugarul, sugarul tată de la Brown. Mamă. Uf. Amestec asta un pic aici. Trebuie să amesteci în continuu ca altfel să lipește sugarul. Sugarul. O să dau ăsta pe trei ca să topească mai ușor de așa. Mamă, ce bine. Așa ca să vezi exact despre ce e vorba. Ia uite. Ia uite, tata. Ia uite, curcubeu pe cerul vârf. Ia uite cum arată. Așa. Până una alta. Gianni. Două linguri de miere. Două, trei linguri de miere. Zi prea mult miere, am lăsat pe afară la căldură aici, dar n-are nimic. Of, tata, of. Ce bine arată. Ce bine arată mierea asta, ia. Și toată compoziția asta se amestecă, frate. Se amestecă. Nu trebuie lăsat deloc. Înțelegi? Deloc. Să amestecă într-una. Da, trebuie să amestici până se topește tot zahărul. Ceva. Exact așa trebuie să fie. Când s-a deschis foarte mult la culoare, din maroul la închis, a trecut la maroul ăsta deschis, așa, crem, atunci înseamnă că e aproape gata. O mai lași un pic și ai dai bătaie mai departe. Mamă. Incredibil. Ia uite ce culoare are. Forță. Ce faci, iubita, la culoarea asta? Ce vrei să faci? A, vrei să strigi vlogul? A venit și ea în bucătărie la Bibi. În bucătăria lui Bibi.
uite așa trebuie să arate când e gata. Pare mai legat așa, mai gelatinos așa un pic. Acum e gata. După ce s-a topit zahărul și a fost stricat în mod că s-a făcut rău, adăugați ovăz. 200 de grame de ovăz. Ola, uite așa. Uite așa arată ovăzul. Și mestecați, tată. Mestecați până se amestecă bine, rău. Oh, ce fel arată. Incredibil. Incredibil. Gata, a tras ovăzul absolut tot. N-a lăsat nimic în urma lui. Ia uite. Ia uite. Ia uite, ia uite. Mamă, mamă. Deliciu la serviciu. Așa. Să amestecă bine ovăzul aici cu toată... toată asta, cum zice, toată compoziția asta de zahăr, miere, unt, se amestecă bine, iar mie îmi place să adaug niște, mamă, cum zice la astea, mă, frate, stafide și cranberry, ba 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 ba. Nu foarte multe și nici foarte puține. Mamă, tată! Vai de cap, mă, nu vreau să vă arăt ce e aici. Că o luați razna. Ia uite aici culori. Vai de mine și de mine. Hai că trebuie să le amestecă, să lipești. După ce ai mestecat de câteva ori și simți că s-a legat ovăzul cu restul de compoziție, da, e o linguriță, să vede. Și iei niște miere și o pui pe aici, pe margine, uite așa. Uite așa. Se pune pe margine. Și tu nu mai comenta că nu știu de ce pune mierea asta pe margine pe aici. Ca să se ardă și să facă un crispy așa pe margine, iubita frumoasă are. Păi ce treabă are uleiul dacă ai pus ulei? Uite așa, îi faci de jur împrejur, ca pe terenul de fotbal. Nu știu dacă se vede. Cam așa. Da? Ia uite, s-a lipit asta aici, vai de capul meu. S-a lipit asta, nu mai. S-a lipit. Nu s-a lepit, mă, nimic, că n-are să se lipească. Așa. Să ia această... cum zice, de-aia de el. Să o opresc focul mai întâi, că... s-a prăștia și treaba aici. Să ia cantitatea asta și mai chiară de... ah, de ovăz. Să pun aici în tavă. Mamă, dar ce frige asta, uita. Vai de mine și de mine. Mamă, cum arată, ca în filme. Deja mi-a venit apă în gură. Nu știu cum să spun.
Numai că ăla l-am oprit. E. Și după ce vrei toată treaba aici, vreți un pic din gura asta. Două văd și de restul. Așa. Pui lingura aia murdară, o pui în chiuvetă. Iar toată panțucăreala asta, toată compoziția, tot aluatul ăsta, se întinde bine aici în tavă. O întinzi cât poți de bine, peste tot. Așa. Ca să sucim tava invers, ca să pot să o trag mai bine. Asta o mai tai un pic cu farfeca pe urmă. Dibidubin. Dar nu știu de ce, cred că e din cauza la ovă sau... Acum arată mult mai bine ca data trecută. Se pare? Pe invers merge mai bine. Și pe partea asta o dată mai rapid. Bravo, iubita mea frumoasă. Ești cea mai tare. Ești cea mai tare bucătare. Deci cam așa arată tovița înainte să o bagi la cuptor. Și acum o băgăm la cuptor, 160 de grade, țineți minte, da? 160 de grade pentru 25-30 de minute. Dar o să-ți dai seama că o să facă puțin maronie pe deasupra, așa. Când s-a făcut maronie, pac, ai scos-o de la cuptor. Hai la cuptor. Mamă, ce căldură vine de aici. Hai la cuptor cu dânsa, hai la cuptor cu dânsa. Mamă, iubita mea. De-abia aștept. Ne auzim în 25-30 de minute, da? Oh my goodness! Oh my goodness! Ia uite cum arată! Perfect! Perfect pentru familia mea, o lăsăm 15-20 de minute să răcească. Mamă. Hai, o lăsăm să răcească și revenim când o tăiem. Aleluia, ia uite cum este. Oh, la. Mamă, ce bine arată. Pai de la mine și de la mine. Și uite să vă arăt de ce am pus eu mirea aia pe margine. Ia uite cum e pe margine pe aici. Aha, de-aia am pus mirea aia pe margine. Să fac o crustă așa. Mamă, să mor după marginea asta. Uf. Hai să o tai, să o pun pe farfurie. Da, cam așa arată după ce o tai și o pui în farfurie. Mamă, cum arată. Mi-a rămas două bucățele mici aici. Ia uite-le. Ia uite caramelul. Ia uite cât de caramelizat este. Forță. Ia uite cum sunt doi din cazul la caramel. Ia uite, singur. Incredibil de bun. Trebuie să faceți și voi neapărat rețetă. Nu-i scumpă deloc, nu-ți ia 15.000 de ani, o oră maxim.
O oră maxim cu spălat de vas. Auzi, tot cristal, pac. Pac frumos. Să n-avem complainuri. Da. Cam asta-i. Și ce crezi? Când e rece, e și mai frumos. Dar mi-e place caldă. Dar rece merge cu niște lapte. Vai, capul meu. Uf. Hai. Cam atât. V-am pupat și ne mai auzim. Unde e bun butonul la două ori? Uite-l aici.